dragii mei, părintele Natanael, care se îngrijește foarte mult de a pomeni pe cei adormiți el însuși, făcând coliba și pentru slujba din catedrală și pentru slujba din criptă, am îndemnat să vă zic câteva gânduri, deși mă străduiam să mi-aduc aminte câte ceva pe care să vi le împărtășesc din amintirile deopotrivă cu preasfințitul nostru Părinte Vasile și cu un alt Bartolomeu, numai puțin cu un alt Teofil, pe care de asemenea l-am cunoscut. Atunci când a murit tatăl meu după trup, tatăl meu după duh a fost la mormântare, deși era în Sâmbăta Mare, înainte de Paști. Spuneam aseară în catedrală că pomenirea morților, moșii de iarnă, are asemănare cu Sâmbăta Pătimirilor, cu Sâmbăta Mare, ziua în care a stat Domnul Hristos în mormânt. Acest lucru se întâmpla la Iași. Vă gândiți că a trebuit să meargă până acolo și să se întoarcă astfel încât să fie și la slujba învierii, precum și eu, de asemenea, la Mănăstirea Nicula. Însă, 7 ani la rând după aceea, am făcut parastas. Fie la Iași, fie la Bălan, unde am copilărit, iar Preasfințitul Părinte, aproape la toate aceste parastase, a fost prezent, împreună cu o parte dintre ucenicii mei. Cel din urmă parastas, la 7 ani, au fost în grup, în jur de 100 de oameni. Pe lângă slujba în sine, liturghia care o săvârșeam și parastasul pe care îl făceam pentru tata, pentru că eram atâta lume, sigur, și erau 2-3 zile de pelerinaj, ne opream să luăm masa și să ne destindem câte un pic. Și acest lucru era binecuvântat de Preasfințitul Părinte Vasile și la Bălan, dacă mi-aduc bine aminte, l-am întrebat după ce ne-am împărtășit, m-am apropiat de el și l-am întrebat, oare îi place lui Dumnezeu ce facem noi? Pentru că pelerinajul era împletit și cu un pic de destindere. Și el zicea, într-o lume așa de încrâncenată în care trăim noi, astăzi, este necesar să fie și destindere. De aceea el era totdeauna cu zâmbetul pe buze și încerca să aducă oamenilor multă mângâiere. Mitropolitul Bartolomeu, de asemenea, binecuvânta adesea să mergem în pelerinaj, știind prea bine că pentru călugării de la Mănăstirea Nicula, pe care îi duceam cel puțin de 2 ori pe an într-un pelerinaj mai amplu, înseamnă și cunoaștere, zicea el, dacă vizitezi o țară străină, de pildă, e ca și cum ai fi citit o carte. Cel puțin o carte. Devii o enciclopedie, pentru că afli lucruri pe care nu le poți afla altfel și nu se fixează mai bine decât atunci când le-ai văzut. Iar pe arhiepiscopul Teofil, care l-am cunoscut, era binecuvântat și chirotomia și călugăria mea, avea o vorbă pe care o repeta. Ori de câte ori te întâlneai cu el, zicea, fii binecuvântat, fii binecuvântat. Așadar, el dăruia binecuvântare tuturor. Mă bucur, pentru că ați făcut acest loc de veci foarte viu. Și se vede aceasta prin felul în care îngrijiți mormintele plădicilor noștri. Sigur că și noi suntem părtași, pentru că nu suntem străini. Însă, pe lângă voința noastră, este lucrarea dumneavoastră. Și acest lucru nu este puțin. Ne bucurăm și vă încurajăm să o faceți pe mai departe. Pentru că Dumnezeu, așa cum zicea Mitropolitul Bartolomeu, nu rămâne dator. Și vă va răsplăti ca un boier. Dumnezeu să ierte, Dumnezeu să iubească. În veci să fie pomenirea lor.